pentru o ultimă dată aduc recunoștință locului acesta, pentru că aici mi-am desfășurat o parte din experiență care a însemnat foarte mult pentru mine și a ajutat foarte mult la evoluția mea. Cred că văd autobuzul. A trecut pe lângă mine. A trecut pe lângă mine. Nu, glumesc. Nu era acel cu care trebuia să plec. Autobuzul urmează să vină câteva minute. Eu îl aștept. Așa că hai să mergem înapoi spre Ghenadi. Sunt în autobuz. L-am prins. Am reușit, echipă. Sunt recunoscător în fiecare secundă, deja știți. Așa că rămâneți aici, nu schimbați canalul, pentru că aventura și călătoria înapoi spre România de-abia începe. Am coborât din autobuz, sunt înapoi în Ghenadi. Merg să îmi pun lucrurile în cameră și ne apucăm de bagaj. Raul, să facem la aventura. Încă o dată! Campionii Atlantica Dreams am terminat în sfârșit, sunt foarte mult de noi. Mergem unde în Ghenadi să mâncăm, nu? Și mi-e foarte foame. De 3 zile n-am mâncat. Păi după maratonul din Columbia am nevoie de mâncare. Eu rămânesc cu noi, că acum mergem în recepție să cerem un taxi. Și să say goodbye to the colleagues. Raul. Acest loc nu este ales la întâmplare, pentru că aici ne-am început cariera. Cum te simți acum că am terminat? Super. Aplauzele de la show nu sunt pentru show, sunt pentru noi. Bye, thank bye. You. Thank you. Pentru că am terminat. Mergem spre casă. Și acum am încheiat un capitol și ne așteaptă unul nou. Începe altul. Mamă, la Brașov. Începe altul la Brașov. Avem un capitol nou, o grămadă, sunt multe lucruri care ne așteaptă și aventuri și tot ce s-a întâmplat aici la Atlantica a făcut numai să ne dea putere și să ne facă mai tari ca niciodată. Da, uite. Hey! Uite cum vin toți. Bye! Suntem înapoi în cameră, ultima seară petrecută în Ghenadi. Parcă acum făceam curat. Parcă acum am zis că mănânc de pe jos după... Acum e valiza pe podea. Imediat îmi pregătesc și eu bagajul. Ultima oară în cântor cu patul ăsta, mă așteaptă 4 minute de acasă. Mamă, 4 minute de acasă? Mă arunc în el. Și eu am valiza în spatele meu. Toate hainele în dulap, nimic nu m-am făcut până acum, Raul mi-a luat înainte. Dar gata cu vorbitul și hai să mă apuc pe treabă. După 2 ore de făcut bagajul, am terminat.
camera arată la fel de goală la, ca și atunci când am ajuns. Aici am bagajul pregătit. Sper că valiza mare nu depășește 32 de kg, deși... Am încercat să o ridic! Trage! Mamă, băi, nu pot să o ridic cu mâna stângă. Cu mâna stângă nu pot să o ridic. Băi, mișto! Ha? Nu cred așa ceva. Au! Nu cred. Vorbesc... Mamă, deci dacă tu o ridici... Nici nu ridic. Haide! Te rog, filmează-vă! Cum de nu te-ai chinuit? Eu nu înțeleg! Aaaa... Păi, dar ce ai făcut? Hai, ne ridic. Păi, ăsta vine acasă, tu ești safe. Deci, ne descurcăm noi, nu ne lăsăm. Ne descurcăm, asta e ultima noapte aici. Noi ne-am pregătit, am făcut bagaj, acum ne punem și la niște somn. Da, hai că dormim, dar bine. Dormim și noi 5 ore, 4. Să fim fresh, pentru că mâine începe călătoria spre casă. Începe noua aventură. Începe noua aventură, bate pe mine. Oh, bravo! Vă pupăm și vă transmitem foarte multă... De aici din Grecia. Rămâneți cu noi! Bună dimineața, Raul! Raul, sunt pregătit, ridică-te, ia-ți forță. Hai să te învăț cum să te trezești de dimineață în doi pași simpli. Deci, sună alarma și încep să numeri. 3, 2 și la 1 te ridică din 4. 3, 2, 1 și la 1 oprește alarma și mi-a pus capul 10 minute. 10, să ne întorc ca mingea, haide! Bravo, Raul! Plin de energie suntem! Doamne! Eu atâta mă rog să nu mă doară urechile, să nu mă doară urechile, drag, mă dor urechile. Mă rog. Când te gândești să nu mă doară urechile, o să atragi să te doară urechile. Gândește-te că doresc să am o aterizare plăcută. Rămâneți cu noi pentru că aventura continuă, Suntem pregătiți. S-a trezit și Raul până la urmă. Bă, mai avem 50 de minute. Da. 50 de minute ne pregătim să verificăm totul din cameră, după care mergem la mașină și următoarea destinație, aeroportul Rodos. Doamne, România, venim! Mamă, chiar plecăm! Au venit Sofia și Sabin. Cum vă simțiți că plecați? Că plecăm? Foarte bine. Băi, obosiți. Foarte bine. Foarte obosiți. Da. Foarte bine. Dar foarte bine. Imediat suntem în România. Asta e echipa cu care mergem la aeroport, după care ne mai întâlnim cu restul acolo. Rămâneți aici. Iar nu mai trebuie. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the
flying through the highways till my shadow turns to sun rays. And on and on. Am intrat în aeroport. Acum începe partea cea mai interesantă. Trebuie să ne descurcăm să ajungem acasă. Ui, asta este ce e în spatele meu. Ține pumnii și haideți să o facem împreună. Am trecut de verificări, bagajul meu are 28 de kg și acum mă duc spre poarta numărul 1 unde o să aștept avionul. Am rămas singur în aeroport, dar mă bucur pentru că mă descurc singur. Chestia e că Raul a plecat cu camera, așa că o să filmez cu telefonul până ajung la cameră din nou. Rămâneți cu noi pentru că veniți spre România. Bună dimineața, dragilor, abia aici am ajuns la Briana. Abia acum mi-am adus aminte că trebuie să filmăm. Bună, Briana! Bună, bună! Cu partea de dinainte revenim mai încolo. Și acum mergem după... După cine mergem? Nu știu acum ce facem. Valiza cea mare am pus-o pe bandă. Acum mai am... Să trec de controlul de care mă așteaptă aici. Rămâneți cu mine. Am recuperat-o pe Ana din aeroport. Acum trecem de partea cu controlele. Am zis să trecem împreună. Dacă ceilalți nu m-au așteptat și au plecat cu camera, măcar să trecem împreună. Bravo, Ana. Mergem să-i găsim pe restul, să-mi recuperez camera și să încep să filmez cu ea. Bună ziua, dragi prieteni! L-am luat acum și pe Rareș și pe Miruna. Mulțumim, Alex, că ne-ai adus... Unde e Alex? Mulțumim, Alex, că ne-ai adus pe Miruna! Sunteți pregătiți? Frisbee știe că mergem. Ba da, știe că ești de Rareș. Bine. Stați cu noi pentru... Crazy around the world continua. O negra tale de greva se dilecho de economía para algo mucho mucho gracias. Se descansa. Ladies and gentlemen. Se tiene la cámara. Ha filmado con teléfono. Ha furado cámara, güey. Am reintrat în posesia camerei. Să-mi fie de bine, am mâncat foarte bine. Am mâncat o felie mare de pizza. Acum urmează să mergem către poarta 1, unde o să ne și găsim zborul către casă. Acum este ora 11:25. În două ore deja suntem în România. Așa că Briana ar fi trebuit să plece deja de acasă. Sunt curios care e experiența lor și dacă au plecat deja de acasă ca să ne întâlnim la timp la aeroport. Deci, Briana, îți dau legătura. Bună ziua, revenim cu o nouă parte a vlogului. Nu te vezi, nu vezi. Te vezi toată. Bună ziua, revenim cu o nouă parte a vlogului din partea aceasta. Da, am ajuns la OMV, am alimentat și mergem spre aeroport. Și am luat-o și pe Miruna. N-avem vlogul cu ea prea acum. Venim acum, Crisby. Dacă nu vrea Miruna să ne întoarcem. Venim! Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm up to you. Used to pay to my mom life, sending the rainbows, playing it cool. I'm focused in ages and I've no more patience. So won't you please. The
decolăm! România, venim! Update. Am făcut o scurtă oprire la Băneasa să popăm ceva, pentru că am ajuns puțin mai devreme. Și acum venim după tine. Oficial suntem pe aeroportul Henri Coandă din România, București. Temperatura sol este de 25 de grade, este cald. De-abia aștept să ne dăm jos din avion, să le luăm bagajul. România, am venit. Ne-am recuperat bagajele, tot ce mai urmează să facem este să ieșim, să mergem acasă. Am ajuns în România, iar în spatele meu se află ușile, după care ne așteaptă familiile și prietenii. Așa că, haideți!
primul meu drum cu Ama, cel mai tare șofer. Doamne, ce frumos conduci. Și ce dor mi-a fost de voi. Acum trebuie să facem Carpool Edition. În curând. Mulțumesc, Ama, pentru drum. Cea mai tare șoferiță. Da. Ce faci? Și iată că am ajuns din nou acasă. După cele 4 luni de zile petrecute în Grecia, pe insula Rodos, am ajuns din nou să-mi revăd părinții, să-mi revăd familia și prietenii și să-i iau strâns tare în brațe, pentru că toți ne-am bucurat incredibil să ne revedem. Ei bine, filmez asta după 3 săptămâni de la sosirea mea în România și fac asta pentru că în tot acest timp am avut nevoie de o perioadă mai lungă în care să mă asigur că îi vizitez pe toți și să le povestesc despre experiența mea în acest internship și de asemenea să le spun fiecăruia în parte cât de recunoscător sunt pentru că fac parte din viața mea. Ei bine, cu toate acestea am avut o realizare încă din prima seară în care am ajuns în România. Realizare care constă în faptul că acasă nu este despre un loc anume sau despre o dată prestabilită, ci acasă este despre oamenii minunați cu care ne înconjurăm, este despre iubirea pe care o împărtășim și, nu în cele din urmă, energia pozitivă pe care o împărtășim cu cei din jurul nostru. Mai pe scurt, acasă este locul în care suntem noi înșine și este locul în care suntem fericiți. Iar scopul final nu este să căutăm un singur loc pe care să-l numim acasă, ci să facem asta în fiecare loc în care ajungem pe pământ. Asta doresc eu să fac în viață, să împărtășesc energie pozitivă oriunde merg și să fac acasă din orice loc pe care îl vizitez. Ei bine, cu mâna pe inimă și cu extrem de multă recunoștință, declar ediția Chris Biro on the World din Grecia oficial încheiată. Iar vouă, tuturor celor care ați fost lângă mine încă de la început și cei care ați apărut pe parcurs, vă mulțumesc din toată inima pentru că ați fost lângă mine și am petrecut acest internship și această experiență împreună. Ei bine, vă recomand să rămâneți în continuare aici, pentru că acesta este doar începutul. Chris Biro on the World continuă să crească și continuă să vină cu experiențe noi și cu surprize minunate. Energia pozitivă continuă să vină către voi și o să vină din ce în ce mai multă. Vă mulțumesc că sunteți lângă mine. Nu uitați să vă abonați canalului, să oferiți un like dacă a venit energia la voi și să rămâneți aici pentru că Chris Biro on the World continuă și surprize minunate continuă să vină către voi. Eu v-am pupat și ne vedem data viitoare!